Înălțarea Sfintei Crucea Domnului, sărbătorită la 14 septembrie, este cea mai veche și cea mai importantă dintre sărbătorile credincioșilor ortodoxi, consacrată cinstirii Sfintei Cruci. La data de 14 septembrie se celebrează descoperirea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos pe muntele Golgota. Ziua Crucii, așa cum se numește sărbătoarea în popor, este cinstită prin post. Se postește pentru sănătatea familiei, pentru spor și pentru bunăstarea gospodăriilor. Astăzi este înălțarea Sfintei Cruci și când s-a înălțat Domnul nostru Iisus Hristos la cer, noi sărbătorim ziua aceasta pentru că așa trebuie să o sărbătorim din obicei, din moș strămoș să sărbătorește sărbătorile astea care noi le sărbătorim ortodoxii. Așa că să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Ce obiceiuri sunt în această zi? În această zi nu se face treabă, se postește, se ține post, post negru, cine vrea, cine iubește pe Dumnezeu și vrea să facă voia lui Dumnezeu. Cine nu, mănâncă. E o zi frumoasă, o zi deosebită în care ne rugăm de sănătate, aprindem lumânări și pentru cei vii și pentru cei morți. E zi de post, nu se mănâncă de dulce. Se mai spune că de sărbătoarea Sfintei Cruci începe culesul viilor și se bat nucii în gospodării. Tot tradiția mai spune că în această zi nu se mănâncă usturoi, nuci, prune sau pepeni, dar și că ziua Crucii vestește că vara s-a sfârșit și toamna își intră în drepturi.